Nu suntem în vestul sălbatic american de altă dată, ci suntem în sudul civilizat al Bucureștiului, oraș european a precizat primarul sectorului 4. Prin urmare, căruțele trase de cai din care se face comerț neautorizat nu-și mai găsesc locul aici. Dacă avertizmentele verbale sunt fără efect, iar amenziile oricum nu sunt plătite, soluția a rămas una singură, confiscarea atelajului până la achitarea amenzilor. În doar 24 de ore, echipajele poliției locale a sectorului 4 au sancționat patru căruțași aflați ilegal pe străzile sectorului. Cel din imaginile atașate, acum nervos că i-a fost confiscată și marfa și căruța, a ignorat total orice avertisment. Iar acum, nu doar că a primit două amenzi, una în valoare de 1000 de lei și alta de 200 de lei, ci pentru a-și recupera atelajul trebuie să mai achite o taxă de 357 de lei.